Militarii Armatei Naționale aflați pe ultima sută de metri în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo și continuă misiunile specifice teatrului de operații cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Potrivit Ministerului Apărării, pacificatorii noștri execută serviciul de gardă în baza militară italiană Camp Villaggio alături de colegilor din alte țări participante. Totodată, militarii moldoveni desfășoară și patrulări de recunoaștere și monitorizare a situației în area de responsabilitate a Comandamentului Regional Vest, iar geniștii participă la misiuni de identificare și neutralizare a obiectelor explozive rămase în sol și asigurarea securității efectivului aflat la datorie. Cel de-al 12-lea contingent al Armatei Naționale este format din 40 de militari profesioniști, dintre care 7 geniști și un pluton de 33 de infanteriști, și urmează să revină în țară în luna iulie curent.